În această dimineață a fost organizată la nivel național o acțiune pentru siguranța transportului de persoane. Astfel, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți desfășoară activități pe linia verificării legalității efectuării transportului de persoane pe raza întregului județ. Totodată, această acțiune urmărește verificarea modului de respectare a măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legea numărul 55/2020 în mijloacele de transport public de persoane. În această dimineață, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au desfășurat o activitate organizată la nivel național privind respectarea legalității transportului de persoane. Totodată s-a urmărit și verificarea măsurilor impuse în contextul epidemiologic actual. Astfel au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 8.000 de lei. Recomandăm conducătorilor auto să manifeste o conduită responsabilă și preventivă în trafic. Și reamintim cetățenilor că portul măștii de protecție este obligatorie în toate spațiile închise, inclusiv în mijloacele de transport în comun. Reamintim faptul că portul măștii de protecție este în continuare obligatoriu în spațiile publice închise, mijloace de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în spații publice deschise aglomerate.